Liderii occidentali condamnă atrocitățile despre care se crede că au fost comise în orașele ucrainiene la retragerea trupelor ruse. Oficialii spun că trupurile a 410 civili au fost găsite în orașele din jurul capitalei Kiev, care au fost recucerite de forțele ucrainiene. Imaginile prezentate în ultimele zile din orașul Bucha, la nord-vest de capitala Kiev, unde cadavrele zac pe străzi, unele victime cu mâinile legate și altele împușcate de la mică distanță, au oripilat lumea civilizată. Mai mulți oameni politici compară această atrocitate cu crimele comise de regimurile sovietice și naziste în secolul trecut. Localnicii au spus că trupele ruse au trecut din clădire în clădire, verificând telefoanele oamenilor și căutând dovezi de activitate antirusă și, dacă găseau, îi luau sau îi împușcau. Duminică, la Biserica Evanghelică Centrală din Liov, unde o treime din congregație sunt refugiați, corul a cântat Mărețul Har. Predica a fost despre iubirea lui Dumnezeu și despre iubirea de semeni. Personalități publice din rândul arabilor israelieni sunt îngrijorate de legătura dintre luna musulmană, Ramadan și atacurile teroriste în care și-au pierdut viața 11 persoane. Șeful Comitetului Arab, Muhammad Barakek, a susținut că, cităm, propaganda israeliană prezintă Ramadanul ca o lună a sângelui și terori, în timp ce Ramadanul este, de fapt, o lună a compasiunii și iubirii. Clericii palestinieni susțin că Israelul este vinovat pentru recenta deteriorare a securității, dar aleg să prezinte Ramadanul drept cauza violenței. Cu toate acestea, organizația teroristă Hamas a declarat zilele trecute că, cităm, salută luna jihadului și a shahadei, iar liderul jihadului islamic, Ziad Nahala, a spus că teroristul care a comis atacul de la Bnei Brak și a ucis 5 persoane a combinat obligația de post în timpul Ramadanului cu obligația de jihad. În ultimii ani, numeroși clerici musulmani au subliniat legătura dintre post, unul dintre cele 5 fundamente ale islamului, și jihad. Poliția israeliană a arestat aproximativ 50 de simpatizanți ai statului islamic în țară în urma recentelor atacuri teroriste de la Berșeva și Hadera, care s-au soldat cu morți și au fost comise de teroriști care au jurat credință ISIS. Cei mai mulți dintre cei arestați au fost eliberați la scurt timp după arestarea și audierea lor și acum sunt sub supraveghere. Cel mai recent, forțele de securitate israeliene au arestat duminică seara un arab din orașul Kalansuva, din centrul țării, fiind suspectat de incitare la terorism și sprijin pentru ISIS, o organizație interzisă în Israel. Suspectul, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit în posesia steagurilor și a altor însemne ISIS, dar și a unor materiale de propagandă. Tensiunile de securitate în Israel sunt mari după o serie de atacuri teroriste în zona Ierusalimului și uciderea a 11 israelieni. Instituția de securitate a țării se pregătește pentru violență, mai ales că Ramadanul coincide cu Paștele. Biroul de la Geneva al Alianței Evanghelice Mondiale a participat la dezbaterea generală a celei de-a 49 sesiuni ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. În timpul discursului său, reprezentantul Alianței Evanghelice, Wissam Al-Shalbi, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la numeroasele încălcări ale libertății religioase pe care guvernul algerian continuă să le facă. Cităm: până în prezent, autoritățile algeriene au închis cu forța 17 din cele 43 de biserici care sunt membre ale organizației Umbrelă Biserica Protestantă din Algeria. Mai mulți au primit ordine de închidere, a denunțat Wissam Al-Shalbi. El a subliniat că, cităm, în ciuda solicitărilor repetate, nicio biserică protestantă evanghelică din Algeria nu a primit autorizație pentru cult non-musulman. În plus, Alianța Evanghelică este în special îngrijorată de faptul că 12 creștini au ajuns în fața unei instanțe în ultimele 18 luni pentru exercitarea pașnică a credințelor lor religioase, fiind acuzați de blasfemie, distribuirea Bibliilor și instigare împotriva credinței musulmanilor.